Proiectul El, format din Natalia Barbu, Dara și Ale Blake, s-ar putea retrage din etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2016. Asta deoarece Tania Cerga, una dintre participantele inițiale ale proiectului, s-a retras din motive personale, iar producătorul nu a găsit o altă voce potrivită pentru această piesă. Cele trei dive urmau să cânte piesa Tare. Cine, naște lung și mișcă nou. Cine, curge-n toate și cea de-a treia fată artistă a proiectului, care era Tania Cerga, s-a retras din competiție având motive personale pe care nu le-a vociferat. Nu ne-am certat, stați liniștit, nu e nicio ceartă la mijloc, sunt chestii mult mai importante, cred. În doar 5 zile, Ala Donțu a scris textul pentru Extaz, care ar putea să ia locul piesei Tare. În urma castingului am ales o artistă care o considerăm foarte bună și este Ale Blake. Este tocmai ceea ce ne trebuia și tembral și emoțional și ca energetică și ca vârstă și ca tipaj. Femeile știu, facem copii în extaz. Femeile mint atunci când nu simt extaz. Ala Donțu încearcă să salveze trupa. Ea a scris un demers către compania Teleradio Moldova și comitetul organizatoric ca să-i fie permisă înlocuirea piesei Tare cu Extaz, înainte de audierile live, pentru ca proiectul să intre în condiții legale și egale în competiție, de rând cu ceilalți concurenți. Proiectul El este sub riscul de a fi retras din concurs pe motiv, în cazul în care organizatorii nu vor accepta înlocuirea piesei cu care s-au înscris participantele la proiectul El în acest concurs. În opinia noastră, prin înlocuirea respectivei piese, nici cum nu se periclitează corectitudinea respectivului concurs. De asemenea, nu se afectează nici drepturile celorlalți participanți la concurs. Decizia oficială a organizatorilor selecției naționale Eurovision Song Contest nu a fost însă în favoarea trupei El. Din păcate, comitetul de organizare, care a fost convocat în regim de urgență pentru a studia acest demers, a respins cu vot unanim această solicitare, pentru că argumentele expuse în cadrul acestei ședințe au fost că regulamentul prevede înregistrarea pieselor până la 7 decembrie 2015, ora 17. Înlocuirea unei piese cu altă piesă, asta ar însemna introducerea în concurs a unei alte piese. La preselecția concursului Eurovision Song Contest s-au înscris 45 de interpreți și formații cu 47 de piese. Finala națională pentru Eurovision 2016 va avea loc în ziua de 27 februarie. Cea de-a 61-a ediție a Eurovision Song Contest se va desfășura la Stockholm în perioada 10 și 14 mai.